Moneda virtuală cucerește și România Să faci bani fără să faci nimic Puh! Și după aia uite cum a scăzut Bitcoin, is going to zero. Zero. Bitcoin a atins în premieră nivelul de 20.000 de dolari Când că s Astăzi la de cripto. continuă săptămâna tot pe roșu cu Bitcoin la 42.600 de dolari, Ethereum la 2.990 și majoritatea altcoinurilor sunt încă în scădere. Să merge prima dată pe prețul Bitcoinului pe timeframe-ul de zi. Să vedem cum a închis Bitcoin ziua precedentă și vă spuneam că trebuie să așteptăm să vedem cum va închide Bitcoin candela ca de zi, dacă va închide sub această zonă sau va închide peste și Aici putem vedea când se închide candela pe zi. Aici în dreapta ne arată peste 9 ore și 16 minute se va închide și candela asta. Și Bitcoin, Bitcoin a închis candela ieri a, foarte beri și a închis în primul rând sub EMI și sub zona asta verde, sub acest green box a, care a ținut ca suport o dată aici de două ori, de trei ori de încă câteva ori aici. Da? Deci suntem bearish pe Bitcoin. Bitcoin este oficial într-un downtrend pe candela de zi. Înainte eram pe o oră, pe patru ore, dar acum suntem și pe time frame-ul de zi sub EMA Ribbon. Și vă reamintesc, când suntem sub EMA Ribbon pe candela de zi, trendul este bearish atâta timp cât stăm sub EMA Ribbon. Ultima dată, când am văzut o candelă atât de mare, și haideți să o măsurăm și pe asta, am văzut o candelă de zi care a închis aproximativ cu 4200 de dolari în minus, o scădere de 9%. Când am văzut ultima, cam tot pe acolo de mare, cam asemănătoare, cam de aici până aici, 7.000 de dolari a scăzut Bitcoin atunci, 12%. După o scădere asemănătoare ca asta, aici, și candela noastră, hopa. Și candela noastră aici, asta. De aici Bitcoin a intrat într-un downtrend. Și de aici arma două candele de indecizie și iar mai apoi Bitcoin s-a corectat mult mai mult. Trebuie să așteptăm să vedem ce se va întâmpla și cu Bitcoin în următoarele zile. Dacă de aici va stagna un pic, va sta pe loc iar mai de aici să se continue acest bearish trend. Trebuie să vedem ce se va întâmpla și cu Bitcoin, dar și ce se întâmplă cu... S&P 500. Hai să vă arăt un lucru foarte interesant pe S&P 500. Și prima dată, haideți să mergem prima dată pe Bitcoin. Să vă arăt o corelație foarte interesantă. Pe Bitcoin, pe candela de zi și mergem puțin în spate, în octombrie. Cam din octombrie a mers Bitcoin peste candela de zi, peste IMA și de aici au, a, a am intrat într-un bull market din zona asta de 10.000 de dolari cam prin la începutul lunii octombrie. Din octombrie Bitcoin s-a dus parabolic. Din octombrie anul trecut și am avut un bull market foarte, foarte lung și uh, foarte uh, mare. O creștere de aproape 6 ori de când am închis pe daily peste ema da. Deci țineți minte, din octombrie anul trecut și dacă mergem pe indicele S&P 500 și mergem în octombrie, noiembrie, aici, septembrie, octombrie, da? Deși indicele S&P 500, cam de aici, la începutul oct lunii octombrie, da? Asta puțin a mers din nou sub EMA iar mai apoi s-a dus în sus și am văzut un bull market și pe piața bursieră și pe S&P 500, a fost într-un uptrend foarte mare de atunci, da? Tot în sus, tot în sus, tot în sus și a făcut vârfuri din ce în ce mai mari, de aici, aici scăderi de preț din ce în ce mai mari, da? aici, aici, aici. Cam de atunci, de când a început și bull marketul pe Bitcoin. Și acum, foarte interesant, începe să facă vârfuri din ce în ce mai scăzute. Da? Deci, aici, 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 ar putea să meargă aici. Și mare atenție, și burs, uh, indicele bursier S&P 500 este sub EMA Ribbon. Și dacă vă întrebați de ce fac această corelație, deoarece sunt mână-mână, și și uh, piața criptă încă merge după piețele bursiere, după tot ce se întâmplă în lume și cu prăbușirea gigantului imobiliar Evergrande din China. Trebuie să vedem tot ce se întâmplă în lume uh, ca să înțelegem de, de ce scade Bitcoin, de ce scade toate altcoinurile, da. Deși indiciile bursiere este într-un downtrend pe can de la dezi. Ultima dată când a închis sub EMI a făcut un bounce instant, cam pe aici, prin martie anul acesta. S-a dus în, în, jos, dar mai apoi a avut un bounce puternic. Trebuie să urmăm ce se va întâmpla și cu acest indice în următoarele zile sau săptămâni. Dacă de aici va face un bounce indicele și va merge peste EMA Ribbon, atunci și piața cripto își va reveni. Dacă va, trendul va fi bullish și pe piața bursieră, dar dacă trendul va fi negativ, și va menține sub EMA Ribbon acest indice bursier, atunci și piața cripto ar putea să mai scadă. Foarte interesant ce se întâmplă și pe piața bursieră și puteți căuta acest indice pe SPX 500, S&P 500 pe tradingview.com. Dați click și iar mai apoi puteți pune la indicators, puteți să scrieți EMA Ribbon. EMA Ribbon și îl folosesc cel de la Domenico Sile. Și haideți să mergem mai departe și pe Ethereum. Și la fel și Ethereum, pe candela de zi este sub-emergement. La fel, suntem într-un downtrend, Ethereum a închis candela de el la 2.981 de dolari și Ethereum este într-un downtrend pe candela de zi, pe un timeframe destul de mare, foarte mare. Deși Ethereum ar putea să se corecteze de aici mult mai mult. Deci trebuie să avem mare grijă și să vedem cum tranzacționăm și nu aș recomanda intrări în alt cânduri sau în poziții de long în momentul de față. Când suntem sub EMA, îmi căutăm poziții de short. Trebuie să vedem ce se va întâmpla și cu Ethereum în următoarele zile. Dar să mergem pe Elrond și să mergem pe 4 ore. Pe o oră prima dată, deoarece Elrond a recuperat foarte bine după această scădere. A avut o scădere până 170 de dolari. Iar mai apoi cu volum foarte important, cu volum destul de mare. Am văzut o de la mai mare ca cea precedentă, ne-am dus în sus peste EMA Ribbon pe o oră. Și pe oră suntem bullish aici pe o oră. Dar în momentul de față retestăm EMA ribbon pe oră. Dacă retestarea ține, dacă Eron nu va închide sub EMA Ribbon, atunci Eron de aici va putea să meargă, să meargă și mai sus. Dar, deci pe o oră suntem bullish, dar pe 4 ore încă suntem bearish. Atâta timp cât Elrond stă sub zona de 230 de dolari, sub meribăm pe 4 ore, atunci Elrond are toate șansele să se corecteze și mai mult de aici. Și pare că primește un reject pe 4 ore, dar bineînțeles trebuie să așteptăm închiderea de uh, candele pe 4 ore, care se va închide peste o oră și 10 minute. Dacă vom închide așa, atunci Elrond cel mai probabil va primi reject și ne vom corecta și mai mult pe Elrond. Și să merge și pe Atom. Vă spuneam și de Atom în următor în ultimul video, chiar am prin zona de e ribbon și trebuie să așteptăm să vedem ce se va întâmpla, dacă va merge în sus sau va merge în jos. Și a mers în sus sub e uh, pe 4 ore, Are retestat din nou e ribbon și de aici cel mai probabil va merge în jos. Ceea ce se și întâmplă și și Atom este într-un downtrend pe 4 ore. Deci aproape toate altconele sunt într-un într -un downtrend. Și pe candela de zi... Uh, să mergem pe dominanță, deoarece vă spuneam că această dominanță este foarte e, jos și vă spuneam de această zonă aici și aici. De unde dominanța a făcut bounce și vedem un double bottom aici pe dominanță și dacă această dominanță va continua să meargă în sus și dacă dominanța va închide peste IMEI ribbon pe candelea de zi, atunci altcoinurile ar putea suferi și mai mult de aici încolo în următoarele săptămâni și în următoarele luni. Vă mulțumesc pentru fiecare like, pentru fiecare coment pe care mi-l dați la fiecare videoclip și dacă vreți să învățați și mai, mult, mai multe despre analiză tehnică, despre indicator, despre când să, dai, când să dai long, când să dai short sau dacă nu știi nimic despre analiză tehnică, îți recomand acest curs de analiză tehnică pentru începători, pentru început, iar mai apoi celelalte. Atât a fost pentru astăzi, vă mulțumesc pentru uh, vizionare. Pe data viitoare!